Bine v-am găsit, lei. Voi face tararea runelor pentru luna nouă din Pești. Luna nouă în Pești este pentru voi în casa transformărilor, a schimbărilor, a banilor pe care îi utilizați, pot fi a datoriilor, a obligațiilor pe care le aveți. Este vorba de casa a opta. Deci este o casă destul de sensibilă în care se produce această lună nouă. Puteți viziona și horoscopul care a fost pentru această săptămână, unde veți găsi și luna nouă din Pești. Deci tot ce ați întreprinde în această casă s-ar putea să culegeți la luna plină din Pești, când soarele este în fecioară. Haideți să vedem ce spun runele. Nu e o etalare benefică pentru voi. Trebuie să faceți o schimbare, să faceți ceva, dar este o etalare negativă, am zice. Deci o să vă confruntați cu probleme în această casa a opta. Deci aveți un sfat, ansuz, reprezintă vorbire. Un sfat care este dat de o persoană care are un anumit interes în ceea ce vă privește sau în problema voastră și vă dă acest sfat perfid, un sfat dat intenționat să vă bulverseze, să vă creeze probleme, să ajungeți aici într-o situație în care, am zice, mergeți spre un hazard, dacă este vorba de o relație, încercați ca și cum ar fi să vă luptați cu o persoană, dar voi de fapt nu aveți numai o persoană implicată în situația voastră, ci mai multe persoane care se implică și își bagă nașul așa în problemele voastre, un grup de persoane. Trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă poate să vă aducă și o pierdere. Cumva sunteți vulnerabili prin acest sfat, dacă îl luați în calcul și faceți ceea ce vi se spune, veți avea o pierdere. Poate fi vorba de o pierdere de bani, o pierdere imobiliară, veți pierde ceva. Este un aspect negativ acest hotel răsturnat. Este vorba de bunuri materiale. Lângă Manas, care, așa cum am spus, este o rună a omeniei. S-ar părea că nu veți avea parte de omenie, ci mai degrabă de o lipsă de loialitate. La gaz, întărește această lipsă de loialitate fiind o rună răsturnată, ea reprezintă intuiția. Ei bine, intuiția voastră nu vă ajută, nu puteți să vă folosiți intuiția în această situație în care sunteți. Este, am zice, un moment în care intuiția voastră nu vă ajută într-o această problemă. Aveți o tendință de a face exact ce nu trebuie, ori de a o apuca pe o cale greșită, aducându-vă necazuri. Poate să reprezinte faptul că sunteți înșelați în așteptările voastre de o persoană, prin lipsă de loialitate față de voi. Poate fi vorba și de o femeie care vă înșală, dar poate fi vorba și de partener, o prietenie,
ceva care va duce o lipsă de loialitate. Deci, poate să aducă o trădare. Acesta ar fi acest la gaz răsturnat. În schimb, turisaz și chenaz răsturnat vin și întăresc acest aspect. Dacă vorbim de chenaz răsturnat, chenaz arată un sfârșit, ceva se va sfârși. Pentru voi este ceva care va duce totuși probleme, o încheiere cu pierderi materiale, dar și pierderi spirituale. Poate să puteți să fiți într-o situație în care veți simți că ați luat o decizie nefastă în cazul respectiv, datorită intuiției voastre care pare să fie umbrită într-un mod sau altul și vă duce la o confuzie în problema voastră. Dacă vă gândiți la o aventură, poate fi un moment în care chiar aveți o aventură, dar este o aventură care să vă aducă probleme, care vă aduce nemulțumiri. Așa cum am spus, aici aveți turisaz răsturnat, este ciocanul lui Thor. Ciocanul lui Thor arată o susținere, deci el fiind răsturnat, am zice, nu beneficiați de această susținere, de acest ajutor dat de zeul Thor, nu? Muritorilor, nu aveți această șansă. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă într-un fel sau altul singuri greșiți. Primiți o informație, primiți un sfat, poate, sau poate chiar numai o informație ajunge la urechile voastre pe care o nesocotiți. Poate fi o informație legată de o persoană, este vorba de aceste rune și cu manaz. Aici o persoană care vă dă intenționat un sfat greșit și pe care dacă îl urmați, ia uitați ce iese. Iar aici o informație venită din afară, nu luați în seamă. Sunteți prea siguri pe voi, vreți să aveți voi, cum să spun, decizia, să fie din interiorul vostru, din mintea voastră și vă hazardați. Și aveți toate șansele să regretați acest lucru pentru faptul că vă hazardați într-o relație care este lipsită de loialitate, așa cum arată manaz și culagaz, dar și este de fapt un sfat intenționat dat pentru a vă bulversa, pentru a vă crea această situație. Poate să fie o relație care nu se permanentizează și acest lucru chiar, cum să spun, v-a fost ascuns, nu v-ați dat seama de acest lucru și trebuie să vă uitați spre viitor, să priviți totuși spre această singură șansă care este schimbarea, să schimbați poate un loc de muncă, să schimbați poate o relație, dar este vorba mai mult nu de o schimbare spirituală, este vorba de o schimbare în plan, de o deplasare cumva. Adică să nu mai locuiți în casa în care ați locuiați, să plecați într-o altă casă. Să nu mai lucrați la locul de muncă unde ați lucrat până acum și să vă pregătiți în următoarele 6 luni să căutați un alt loc de muncă. Deci și aceasta poate să reprezinte acest ehvaz care vă dă clar o schimbare care va fi benefică pentru voi. Deci dacă veți face această schimbare, această mutare a locului de muncă, a locuinței, deci este vorba de o schimbare, clar, o mutare. Va fi benefică pentru voi, o să vă aducă o schimbare bună. După ce treceți aici prin foarte multe probleme,
Aceasta ar fi etalarea pentru voi. Eu vă doresc numai bine.